Deci dacă nu v-ați dat seama, videoclipul ăsta a strâns peste 500 de vizionări în timp record. Nu știu ce v-a plăcut așa mult la el. Dar la 617 vizionări, cred că trebuie să facem un update sau ceva. Așa că eu mi-am făcut un top site-uri de pe care să vă luați jocuri updatate. Și o să începem cu nou Steam, care e destul de cunoscut. Ai aici tot acâmul, ca să-și facă și ei banii, trebuie să dea niște reclame. Trebuie să stai un pic până le dai X, dar asta e. Deci, pe site o să ai cam tot ce poți să-ți imaginezi. Varianta nouă de GTA 5, Assassin's Creed, Fallout 4, Doom, Subnautica, Sims, Dirt Rally, Guilty Gear, nu știu ce e asta. Cam toate jocurile tare apărute, Need for Speed, Rivals, Far Cry 4, Tom Clancy's Ghost Recon, bine, asta e mai vechi. Ce mai e pe aici? Call of Duty Modern Warfare Remastered, ăsta pe care îl am și eu aici și l-am filmat. De pe site-ul ăsta l-am. Sims 4 tot de acolo, Dirt Rally tot de acolo. Witcher, nu știu dacă l-am de acolo. Da, tot de acolo l-am. CSGO tot de acolo. Deci ăsta e un site care o să-l las în descriere. Următorul este Full Hex. Asta e nu chiar așa de cunoscut, dar de aici mi-am luat ETS2, varianta cu toate DLC-urile și 1.26.2. Dacă îl și găsesc să vi-l arăt. The Forest, bine, în beta. Ce mai e pe aici? BMG, care și asta cred că e în beta, că văd că e 0.8. GTA 5, dar e varianta de aia mai veche. Și ETS-ul. Nu știu ce e asta. Octombrie, versiunea 1.3. Deci 47 de DLC-uri, nu știu care e faza cu Gold. Ia stați să caut pe net. De fapt, nu o să fac asta acum. Și ultimul pe care vi l-am arătat și în primul tutorial și v-a plăcut mult. Serios, s-a pus Assassin's Creed 2. Opa! Asta știu și e șmecher. Hello neighbor. Tabs. Sneak Thief. Am auzit că e șmecherul ăsta. O să-l iau și eu de aici. The Sims 4. Eu am varianta cu toate DLC-urile. Astroneer. Slime Rancher. Deci ăsta a fost top 3 site-uri. Aoleu, câte reclame. Ești nebun la cap. Vă dați seama că oamenii ăștia dau jocuri gratis, deci trebuie să scoată și ei banii cumva. Nu știu cum a devenit asta viral, dar presimt că asta pe care îl filmez acum o să devină și mai viral. Dacă aveți vreo problemă cu site-urile astea, le îmi lăsați o părere în comentarii și ne auzim la următorul video.